China s-a opus miercuri unei reuniuni de urgență a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite. într-unire solicitată de Statele Unite ale Americii pe tema controversatei legi de securitate privind Hong Kongul. Beijingul a anunțat planul de a impune o lege a securității naționale care ar ocoli legislativul local, stânind furia politicienilor pro democrație și a cetățenilor din Hong Kong. Joi, Congresul Național al Poporului, adică organul legislativ din China, a adoptat rezoluția privind controversata legea securității naționale pentru Hong Kong, care restrânge autonomia acestei provincii și a declanșat critici dure din partea Statelor Unite al Americii. Aceasta înseamnă autorizarea Comisiei Parlamentare Permanente pentru a elabora legea siguranței naționale în Hong Kong. Decizia Statelor Unite ale Americii vine pe fondul creșterii tensiunilor dintre SUA și China, ca urmare a pandemiei, Washingtonul a acuzat Beijingul că a ascuns date la apariția focarului din Wuhan, dar China susține că a fost total transparentă de la începutul acestei crize. Misiunea americană a transmis miercuri un comunicat în care atrage atenția că inițiativa Chinei privind Hong Kongul este o problemă globală urgentă cu implicații pentru pacea și securitatea internațională și a cerut o conferință de urgență a Consiliului de Securitate pe acest subiect. Solicitarea Statelor Unite ale Americii este fără obiect, întrucât legislația privind securitatea națională pentru Hong Kong ține doar de afacerile interne ale Chinei și nu are nicio legătură cu mandatul Consiliului de Securitate. A reacționat pe Twitter ambasadorul chinez la Organizația Națiunilor Unite. China încearcă să adopte o lege care ar interzice trădarea, secesiunea, revolta și subversiunea pe teritoriul Hong Kong. Beijingul insistă că nu sunt întemeiate temerile că noua legislație ar dăuna investitorul străini din Hong Kong, un important centru financiar și a criticat țările care se amestecă în această chestiune. Conform acordului din 1984 semnat între Marea Britanie și China, Hong Kongul beneficiază de semi-autonomie și ar libertăți inexistente pe restul teritoriului chinez, cel puțin până în anul 2000. 47. Provincia Hong Kong nu mai beneficiază de o prea mare autonomie față de administrația Chinei, a declarat secretarul de stat Mike Pompeo miercuri în Congresul Statelor Unite al Americii. În timp ce Statele Unite sperau la un moment dat că un Hong Kong liber și prosper ar oferi un model Chinei autoritariste, acum este clar că de fapt China modelează Hong kong după sine. Statele Unite sunt alături de poporul din Hong Kong în lupta cu negarea din ce în ce mai mare de către Partidul Comunist chinez a autonomiei promise a spus acesta. Hong Kongul este un partner comercial important al Statelor Unite prin virtutea statului special. Chimburile comerciale dintre SUA și Hong Kong sunt la nivelul de 70 de miliarde de dolari anual. Peste 1300 de companii americane au activități în Hong Kong și 80 de mii de cetățeni americani locuiesc în această provincie. Proteste pro-democrații au fost reluate în Hong Kong. Zeci de mii de oameni ieșind pe străzi pentru a arăta nemulțumirea față de intenția de a impune o nouă lege de securitate care ar permite un control mai mare asupra teritoriului. Demonstrații, în majoritatea tineri, se adun în cartierele aglomerate din oraș, scandând împotriva guvernului și fluturând pancarte. Unii protestatari au aruncat cu umbrele și sticle de apă spre polițiști și au folosit pubele pentru a construi blocaje rutiere. Forțele de ordine au intervenit cu tunuri de apă și gaze lacrimogene, ceea ce a provocat critici dure din partea unor organizații non-guvernamentale din toată lumea care au acuzat autoritățile de folosire excesivă a forței și încălcarea drepturilor omului. Autoritățile din Hong Kong se folosesc de restricțiile impuse din cauza Nii, pentru a suprima dreptul de liberă exprimare. Acuză opoziția din Hong Kong, protestatarii precum și ONG-uri și unele guverne occidentale. Congresul Statelor Unite a adoptat miercuri un proiect de lege privind sancționarea responsabilor chinezi acuzați de internarea în masă a minorităților musulmani. Camera Reprezentanților a votat textul cu o largă majoritate de 413 voturi pentru și numai un vot contra. Senatul aprobase acest proiect legislativ în unanimitate la jumătatea lunii mai. Îi revine președintelui Donald Trump să promulge legea cu riscul de a deteriora și mai mult relațiile deja extrem de tensionate dintre primele două puteri mondiale. Analizăm asta foarte atent. A răspuns evaziv președintele Statelor Unite al Americii, marți. Teoretic, Donald Trump poate să facă uz de dreptul său de veto, dar congresul ar putea reuni majoritatea calificată pentru a ignora opoziția președintelui, pentru că subiectul depășește încă o dată diviziunile partizane la Washington. În decembrie, când a avut loc un prim vot pe acest proiect, Beijingul a amenințat că vor face Statele Unite să plătească un preț pentru asta. Executivul din Hong Kong a suspendat proiectul de lege privind extradarea suspecților către China continentală. Decizia vine după aproape o săptămână de manifestații de stradă care au degenerat în violențe în ultimele zile. Șefa executivului local, Kerry Lam, a făcut un anunț în această privință sâmbătă, cu o zi înaintea unui marș de protest care se anunță unul de amploare după ce duminica trecută au ieșit pe străzi din Hong Kong aproximativ un milion de persoane. Metropola a cunoscut miercuri cele mai grave violențe politice de după retrocedarea sa către China în 1997. Zeci de mii de protestat au fost dispersați cu gloanțe de cauciuc și gaze lacrimogene. Opoziția față de proiectul de lege reuniște avocați, asociații juridice influente, camere de comerț, jurnaliști, militanți și diplomați Occidentale. Presiunile diplomatice sunt în creștere după ce lideri precum premierul britanic Theresa May și președintele american Donald Trump au reacționat față de evenimentele din Hong Kong. La rândul său, Uniunea Europeană s-a declarat îngrijorată de proiectul de reformă privind extradarea din Hong Kong și a cerut o consultare publică pe acest subiect. De partea sa, China a denunțat ceea ce a numit o ingerință a Uniunii Europene în problemele din Hong Kong. Nici o țară, nicio organizație și niciun individ nu au dreptul de a se amesteca în afaceri din Hong Kong care sunt exclusiv chestiuni interne chineze, a afirmat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Interne de la Beijing. Fosta colonie britanică, prevenită în 1997 sub jurisdicția Chinei, este de zeci de ani scena unor turbulențe politice masive, pe fondul îngrijorării generate de amestecul tot mai mare al Beijingului în afacerile sale interne. Bursele internaționale au scăzut astăzi pe fondul tensiunilor apărute între SUA și China cu privire la originea pandemiei, de exemplu. Indicele londonez FTSE 100 a scăzut cu 0,5% la deschiderea ședinței, scăderile fiind mai puternice în Europa continentală. În Frankfurt, DAX a scăzut cu 2,9%, iar indicele CAC40 al bursei din Paris a scăzut cu 3,1%. Indicele paneuropean Stokes Europe, care urmărește cele mai mari companii din regiune, a scăzut cu 2,1%. Scăderile au apărut după ce secretarul de stat american Mike Pompeu a reincărcat reiterat duminică afirmațiile guvernului american care leagă apariția noului virus de laborator din Wuhan, China fără a furniza dovezi. China a negat că virusul provine din laborator. Într-un interviu televizat, Pompeu a mai spus că statul chinez blochează accesul la informații și refuză să coopereze cu oameni de știință care încearcă să dezvolte un vaccin. Vineri, piețele americane au scăzut cu 2,8% după ce președinte Donald Trump a amenințat că va folosi tarifele vamale împotriva Beijing Așezând chinei la originea crizei de sănătate, de cumpărare a activelor este ilegal, trimițând întreaga periferie europeană într-o coadă de coadă, a declarat Sebastian Gelly, strateg la Northern Asset Management. Și bursele asiatice au scăzut. Indicele de referință Hang Seng din Hong Kong a scăzut cu 3,8%, în timp ce indicele Kospi din Corea de Sud a scăzut cu 2,7%. Piețele din Japonia și China continentală au fost închise. Și petrolul are un început slab de săptămână, lovit de îngrijorările legate de surplusul în furnizare și limitările de depozitare. Referința americană West Texas a a scăzut cu 5,2% la 18,75 de dolari barilul la Londra, în timp ce țițeiul Brent, etalonul internațional, a scăzut cu 0,2% la 26,35 dolari barilul. Un accident militar ori o interpretare greșită a unei situații strategice ar putea genera rapid o confragație. O coliziune în zbor între un avion american de spionaj și un aparat de vrătoare chinez în aprilie 2001 a dus la limită relațiile bilaterale, dar conflictul a fost depășit prin intense eforturi diplomatice ale ambelor părți. Dacă s-ar întâmpla acum un astfel de incident, criza politică ar putea escalada foarte rapid. Ambele părți ar putea folosi o astfel de criză pentru a mobiliza proprii cetățeni în sensul susținerii pozițiilor și apărării intereselor. Un oficial de rang înalt de la Washington a declarat că Statele Unite vor un angajament constructiv orientat spre rezultate în relația cu administrația Chinei, notând însă că Beijingul mobilizează propaganda de stat și teoriile conspirației pentru a dispersa vina. Statele Unite îndeamnă Partidul Comunist din China să opteze pentru mai multă transparență și să participe în mod constructiv la efortul mondial de contracarare a amenințării comune. Cerem Statelor Unite ale Americii să nu mai arate cu degetul spre China. Principala prioritate este să coopereze comunitatea internațională pentru combaterea virusului. În prezent administrația Chinei trimite echipamente medicale și consultanți în numeroase țări. În schimb, Statele Unite au a avut puține tentative de a conduce acțiile de reacție la nivel global. Dacă tendința va continua, ar putea marca o victorie majoră în încercarea Chinei de a fi percepută un lider global care poate concura cu Statele Unite. Cam atât a fost episodul de astăzi, sper că v-a plăcut, dacă da, nu uitați de like și de subscribe. De asemenea, vreau să vă întreb ce părere aveți pe acest conflict dintre China și Statele Unite ale Americii. Mai exact ce se întâmplă acum în Hong Kong, ce se întâmplă pe fondul pandemiei și așa mai departe. Vă aștept răspunsul în comentarii, de asemenea, nu uitați de follow pe Instagram la Jocuri Virtual 1. Noi zic cu alte episoade și evident, multă baftă în absolut tot ceea ce faceți.